La noi, așa e care sus acolo, pur și simplu că tragedia lor, pe de o parte, și tragedia noastră, pe de altă parte, că e tot cu Lopșneanu. Mulți de proști. Ei ne socot de proști. Dar eu vă răspund la întrebarea asta, juridic vorbind. Cu toată stima, distinsă doamnă, din țara, cum unii spun, țara noastră, din România, ea, doamnă, fostă procuroară, pensionară, în România, nimeni nu-i dă o foaie din dosar penal să citească. Nu are drept procesual să citească nici o foaie din dosar în România. Sunteți jurnaliști, dacă dumneavoastră sunteți mai îndrăzniți, duceți-vă și aduceți-ne și publicați. Decizia instanțelor europene, că vedeți, e ca și domnul Tăpioru și nu știu care, ei sunt oameni politici. Și îi spun că, da, să vii, e bine, ca un expert. Da, eu nu pun sub îndoială profesionalismul, doamne, eu nu-l cunosc, nu, dar dacă au spus că e femeie pregătită și așa mai departe, eu cred. Politicienii au dreptul. Și domnul Candu are drept, spui că iată se vină. Dar domnul Gurin și procurorul acela anticorupție, dacă îi dă dosarul pe masă, trebuie de intentat dosar penal împotriva lor. Țineți minte când domnul Zupco a fost invitat în Parlament și s-a distrat cu parlamentarii noștri. Cum îl întreba? Secretul închete. Dar aici a venit o doamnă, fie și trici de procuror. Dar ea nici nu e procuror, e pensionar. Și să vie, să-i dea